această noapte, după miezul nopții, buzoienii nu vor mai beneficia de apă la robinete. Compania de apă va opri furnizarea de la toate cele patru surse de apă ale municipiului Buzău, Sud, Est, Zahăr și Crâng. Potrivit reprezentanților operatorului regional de apă și canal, măsura se impune pe fondul operațiunilor de conectare a rețelelor noi, introduse cu cele noi din zona centrală a orașului. Oficialii companiei de apă transmit faptul că acest lucru se va putea realiza doar prin oprirea serviciului de apă în întreg orașul. Astfel, în această seară, începând cu ora 21, compania de apă va reduce presiunea de la toate cele patru surse din municipiu, urmând ca la miezul nopții apa să fie oprită complet. Reluarea furnizării în parametrii normali se estimează în jurul orei 7 dimineața. Luând în considerare anvergura acestei lucrări, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca punctual în anumite zone ale municipiului să curgă apă tulbure. Compania de apă le transmite buzoienilor să sune la numărul de telefon 0238938 pentru a semnala problemele legate de calitatea apei după reluarea furnizării serviciului.